În trecut, fiecare țară din Uniunea Europeană avea o monedă proprie. În prezent, 19 țări din Uniune folosesc aceeași monedă, euro. 338 de milioane de europeni sunt mai puternici împreună, cu euro. Dar cine se ocupă de euro? Banca Centrală Europeană și băncile centrale ale țărilor din zona euro. Acestea emit bancnotele euro. Banca Centrală Europeană are sediul la Frankfurt, în Germania. Fiecare țară are propria bancă centrală națională, situată de obicei în capitală. Toate bancnotele euro prezintă ferestre sau porți pe avers, iar pe revers, poduri. Unele vechi, altele moderne. Deoarece bancnotele sunt valoroase, infractorii încearcă să le falsifice, la fel ca în cazul altor obiecte de valoare. Dar este ușor să-ți dai seama dacă o bancnotă euro este autentică sau nu. E de ajuns să faci trei lucruri. Atinge, privește, înclină. Prin urmare, nu este greu să verifici bancnotele. Să ne uităm acum la monede. Acestea au o față europeană pe care este redată harta Europei. Și mai au o față națională pe care sunt reproduse personaje celebre, edificii sau simboluri. Acum că știi, vino să joci cursa euro. Cu cât vei ști mai multe despre euro, cu atât vei câștiga mai multe puncte. Joacă online la adresa noilebancnoteeuro.eu. Euro, moneda noastră.